A, din ora le-am băgat. Acum 2 minute. În fine, prima trăsătură. Uitați-vă ce frumusețe mică. Bineînțeles că îi voi lua drumul. Bine că vă fără tot un pește. Sunt singurul pescar de pe baltă. Să o aruncăm înapoi. Și s-a dus. În primul rând, bună dimineața. Eu nu știu dacă am spus, am scos un peștișor mic. Inule la 6:20. Exact când am băgat-o, nu mai stătea bambina bine. În fine, m-am bucurat că v-am arătat un pește. Cum am spus, suntem două mașini. Eu, doi pescari, eu și în partea altă o mașină care a venit adineori. În rest o să vă filmez. Greu de tot, dar să sperăm, ca întotdeauna speranța moare ultima, că vă pot arăta un pește, ceva mai răsărit. Asta este ideea. Niciodată nu m-am dus după principiul domnului, dacă nu i-a tras lui Y sau Z sau... Asta înseamnă că nu mă duc la pescuit. Nu. Fiecare dă altfel, fiecare, cum să vă spun eu, folosește alt tip de mumeală, de nadă, de ce doriți dumneavoastră. Forfac nu mai vă spun. În fine, mă doare foarte tare genunchiul, nici nu știu cum o să-l scot, Doamne ajută să-mi vină vreun pește. Nu știu ce am pățit, dar măcar să vă rădrim. Vom vedea noi, îl scoatem târâș și până la urmă. Prima dată să vin. Cam asta e. Cum am obișnuit, o să vă arăt în direct. Să vedem dacă am ce să vă arăt. Dacă nu, o să vă spun. Asta e, nu mi-a tras sau... N-am prins. Doamne ajută! Doamne ajută! Mai era sigur, să zicem stânga, să zicem dreapta. Să vezi cu genunchii ce face cu genunchii. Hai să vezi ce belea. Belea de belea.
cât mă bucur. Șchiop. Tot la not. Asta să-ți arăt. Ce trăsătură. Nu știu la ce mă uitam. Ca de fiecare dată. A zis că este roșioară sau broșel sau... Abia vă atinge. Imediat, că am probleme, ca de fiecare dată, cu turbat. Da, să vi-l arăt. Ia oare ce frumos. O, frumuseț. Mă bucur enorm. Hai, să mai vă arătăm. Ora 7:30. Am mai încercat la prima lansetă, dar v-am spus, nu pot să stau cu telefonul în permanență să vedeți și dumneavoastră trăsături. Este peste puterea mea de înțelegere. Nu sunt pești mici să zici, dom'le, e ca palma sau e cât degetul de îmi face așa. Nu! Nu mănânc! Trebuie păcălit, trebuie dat, nu fin. O să ajung să... Ca întotdeauna am spus, mă bazez pe un număr mai mare de trăsături decât să stau să mă uit la ele, să fiu, eu știu, să bag un fir de 20 textil ca să fiu sigur că le-au, mai bine bag monofilament de 12, dar știu că am mai multe trăsături. Îl prind bine, îl prind... Asta e. Dar adevărul e, sunt sincer, îmi plac provocările astea. Nene, nu trage. Ce pot să fac ca să am trăsături? Cam asta e ideea. Și fiind foarte puțin pescari, pot să dau în stânga, în dreapta, la distanțe, la... Adică am un spațiu mult mai mare. Mai aproape, mai departe, mai cu aia, schimbăm, a ce mici, a ce mare, a ce bag, ce nu-i bag. Poate dă o rază de soare. În fine, vom vedea. Am avut adineori o trăsătură mai frumoasă. Mai frumoasă asta însemnând ce? Că a ridicat-o 2 cm. De obicei ridică 1 cm, acum a ridicat-o 2. A lăsat totuși bambinele mai jos și las să vedem ce face. Dar de multe ori, cum să vă spun, dă-nea, și o las acolo, adică plec. Vom vedea.
Deci, băi, și nu mai stau până nu îi face ceva, adică o ridică mult mai bine sau o lasă, adică o trăsătură mai normală. În fine, vom vedea. Lupte grele, lupte grele de tot, grele rău, grele. Hai, stai cu minte. Hai cu minte să te arăt cât de mă bat eu cu tine. L-am lăsat. O să vă spun, stai să bag înapoi asta să vedeți. Lupte. Deci a doua trăsătură 2 cm. 2 cm și a lăsat-o acolo, zic. Îl las. Îl las, am zis, nu mai trag decât dacă este clară. Nu s-a mai mișcat bambina. Deci nu s-a a ridicat-o 2 cm și a lăsat-o acolo. De ce să vă mint? Am vrut să scot, zic, bă, înseamnă că s-a băgat într-o iarbă. Pe fundul băcii este iarbă, verde, delfină. Și a tras puțin mai tare. Deci el era cu...
cu popa pe un, în gură. Deci la asemenea trăsătură. Și nu sunt, să zici că sunt mici, bă, sunt, are 300 de grame, 500 de grame sau un kg. Nu, nen. Rar de tot, rar de tot am mai văzut trăsături, dar este și frig. M-a spus, doi pescari în fața mea și eu. Eram eu cu încă cineva, mai venit cineva, trei pescari pe toată barca. De rămâi cu gura căscat. În fine, sunt fericit, v-am arătat doi. Hai că poate mai au încă unul să fiu și mai, și mai fericit. Deci nu-ți vine să crezi, nu-ți vine să crezi. Și am băgat, merg pe monofilament. M-a întrebat cineva de nadă. Nada o fac eu. Nu am ce să spun că e. Nada e făcută de mine. De ani de zile îmi fac nada. Am mai repetat într-un... Am mai repetat într-un filmuleț. Tot ceea ce ține legat de pescuit fac eu cu mâna mea. Deci nu cumpăr să dau vina pe X sau pe Y că nu, că mi-a făcut greșit, că mi s-a rupt, că mi s-a făcut, că este undiță, că este lansetă, cu mâna mea fac. Absolut tot, în legace, forfac, tot. M-a întrebat cineva de unde cumpăr. Nu, cumpăr ace, cumpăr gută, dar în rest îl fac singur. Dacă se rupe, nu pot să dau vina decât pe mine. Sau dacă fac ceva greșit, automat dau vina pe mine, nu dau vina pe alții. Să sperăm că mai vă arătăm încă un peștișor. Ne-a schimbat adineori, să vedem. Am mai spus lucrul ăsta, nu stau niciodată cu ele mai mult de, hai să zic, 20 de minute în apă. Dar până acum o partidă frumoasă, ca de fiecare dată, chiar dacă nu-mi trăgea, pentru mine tot, numai faptul că mă duc la pescuit, mai ales că abia merg, nu știu ce, Doamne, iartă, m-am pățit la genunchi. Și... Câte ori ies la pescuit, ies la aer, liniște, frumos. Provocări, cum să fac să prind câteva peștișori. Nu că este baltă, este grea, este foarte, foarte greu să prind pește. Spun acest lucru de foarte multe ori, l-am spus, dacă nu o cunoști, perfect, dacă n-ai mai fost pe această baltă. Trebuie să te duci de multe ori ca să-ți dai seama. Acum ceva timp am spus. Cred că am făcut ce 50 de pescuituri. Două luni de zile am stat și nu-mi trăgea. Pur și simplu nu-mi trăgea. Mă gândeam, băi domn, ce are, băi, oameni buni? Pur și era ceva peste puterea mea de înțelegere. Îi dădea la o mașină întreagă, aveam toate tipuri, dar nimic. Ca să-ți dai seama de o baltă, trebuie să pescuiești pe ea mult mai mult timp. La asta mă refer.
pește mofturos, avea o ia. Frig afară, scot taburi pe, zici că sunt zmeu. E frig, comparativ cu săptămâna trecută, a fost mult mai cald. Nu știu câte grade sunt, uite, nu m-am uitat pe mașină. Așteptăm, poate mai păcălim unul. Ce vorbește? Ce vorbește? Lupte grele! Lupte grele! Pată galbenă, pată galbenă. Lupte grele, grele rău. Războaie. Duc războaie chiar. Dar nu ne lăsăm. Nu ne las. Nu mă las. Nu mă las, stați așa că e rău, nu vrea să stea la poză. Asta înseamnă să perseverez, să schimb în permanență. Înseamnă, mi-aduce trăsături. M-am ținut de azi dimineața să vă spun ceva. Acum două săptămâni, nu știu, cu aproximație, Am pescuit la râmă să prind un caras. Au niște balta asta, niște caraji mari, frumos rău de tot. Deci la râmă. Nu mi-a dat odată.
Deci la râmă, mult mai cald. Ar fi trebuit carasul să... Nici nu, râma e sfântă pentru nimic. Nimic, nimic, nimic. Care e, mă? Deci n-am luat, n-am văzut o trăsătură la rămă. Dacă iau 2-3 caraje de... Să vă arăt frumusețe de caraje. Nimic! Absolut nimic! Asta e. Dacă mai iau încă unul, nu că sunt mulțumit, sunt foarte mulțumit. Ca de fiecare dată o să vă arăt în direct. Cum v-am obișnuit? Scapă bine, nu scapă tot bine? Vedem. A dat o rază de soare. Vă rog să mă credeți. O rază de soare. Dar asta nu înseamnă că nu este frig. Trei provere. Izmene. Hanurac un cap. Două căciuri. Nu vă gândiți că nu este frig. Am mai avut o trăsătură, nici nu mai... Adică, de ce? Nici nu-mi dau seama dacă a fost sau nu a fost. La fel a ridicat-o. În fine, am dat pe lângă de... Încerc să mai prind încă unul, să fiu foarte mulțumit. Dacă iau 4 bucăți... Pescuit foarte greu, foarte greu. Din cauza asta... Mereu am spus, cel mai bine, cel mai indicat e să... Pescarul să meargă unde a mai fost, adică unde cunoaște perfect. Altfel, ca te duci pe o altă tip de baltă care n-ai fost niciodată, greu de tot să prinzi pești. Mă gândeam, în momentul în care îmi trage așa, nu-mi trage, s-ar putea să-mi dea în fir. Deci nu este pe fundul apei. S-a ridicat de pe fundul apei, că dacă era pe fundul apei, îmi găsea, avea mai multe trăsături, nu poți să ai 4 trăsături în 5 ore. 5 ore. Abia 10. Deci în 3 ore. Trebuia să fie dub. Dar nu mă plâng, în fine. Deci am așa impresia că dă în fir, din cauza aia. Se mișcă bambina. Nu stă pe fundul apei. Am mai căutat prin trusa aia. Aveam ceva să ridic mult mai mult acu. Bineînțeles că nu găsesc. Nu mai mă enervez, toată iarna fac, leg, construiesc, nimic, când caut, nu găsesc. Și când noi aveam nevoie de ea, s-a întâmplat. Ia uite. Hai mă, ați văzut? Pac, pac, nu știu dacă s-a văzut. Ha! Nu știu dacă s-a văzut. Nu știu dacă s-a văzut. A dat-o, tăie!
Ei, astea sunt trăsături. Hai. Vrea ca să mă facă cu nervios. Și în momentul care a făcut așa, rămâne acolo. Acum ai 50 cu 50. Ori e ac, cum mi s-a întâmplat, ori pa. Nu mă las. Unul mai întrebă. Câte ceasuri? 10. Până la 12, mai mult. 12, cam așa voi pleca. Totdeauna partidele mele sunt scurte, într-un timp scurt, trebuie să vă arăt pește. Vedem. Acum câteva minute, la fel, bambina până în băț. Până în băț, te-am dat prânde. Dăm fir, altfel nu se explic. Nu mănâncă. Umblă pe lângă, umblă pe lângă arc, dă în el, să fie sus, dă în fir, nu, altfel nu. A schimbat tacele de 5 ori până acum. N-are cum. Zic și eu. Nu știu. Caut explicații. Dar nu, astea nu sunt trăsături, în primul rând. Se joacă, abia se mișcă, e apa foarte rece. Multe cauze, dar nici așa, adică bambina până în băt și de pe lângă. Dacă era vară, mă îmbolnăveam. Încă un lucru, luați aceste comentarii sub formă de glum, mai glumim, mai râdem. Cineva mi-a cu domne, niciodată nu v-am părea rău că vii la pește. Că trage, că nu trage. Acum 3 săptămâni sau când a fost, nu am avut un țac. O trăsătură am avut, am pus filmulețul, nu e nicio problemă. Ideea e ca să ies la aer. Deci, luați aceste comentarii exact așa cum sunt. Vorba la un super pescar. Hai că a ieșit o rază de soare, poate pune-l în mișcare. Că dacă iese o rază de soare, poate îl pune în... Poate să mai mișcă. Greu de tot. Mi-a schimbat din ora, iar așa mi se întâmplă de majoritate, în majoritatea cazurilor. Am 4-5 trăsături, după care pur și simplu plec. Stau 3 ore și mă uit la ele. Efectiv, nu știu. Știu ce să zic. Totuși este frig. Este frig pentru el. Ca să tragă, ca să am trăsături mult mai des, ar trebui să fie o baltă, cum să spun eu, cu mult pește. O baltă populată în permanență.
Da, așa. Ia fine. Așteptăm. O bandit. S-a făcut frumos. Chiar s-a făcut frumos. Vedem. Drinuri. Mamă cât e. Aura, doamne. Lupt. Doamne, cât de frumos, doamne. Da, să vă arăt. Ce să arăt că nu vrea să stea la pod, m-a făcut varză. Ce lupte! O partidă reușită, foarte reușită. A reușit să aduc la mal câțiva ciorta frumoși. Cât de frumos va să fie. Of, am obosit. O țăcănea. Tac, 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 tac. A ridicat-o, i-am dat-o. N-a mai dă-te, doamne! Și ați văzut cât este? Ați văzut cât este? În fine, sunt foarte mulțumit. Repet, chiar dacă nu prindeam, n-am mai prins nicio problemă. Ideea îmi place la nebunie aceste provocări, repet.
până acum, dacă n-am, toate schimbările din lume am făcut. A dat rezultate, cât de cât. La cât stau eu pe vremea asta, este bine. Foarte multă iarbă, foarte, foarte multă iarbă pe fundul bălții. Nu știu, zici că e mătasa broaște, se lipește. În momentul în care ai arcul puțin mai greu, nu găsește mâncare. Nu găsește momela, nu găsește popa, absolut tot ce-i băga, se duce în această iarbă. În cauza asta a făcut mereu, mereu, mereu schimbări, ca să poată să vadă. Și, drept dovadă, a reușit să iau 4 bucăți. Una a scăpat. Foarte greu, foarte greu dă de ea. Și când dă de ea, nu mănânc. Dar încerc să-i o pun pe masă. Pe masă, direct, se apropie prânzul, îi dau prânz și am plecat. Prânzul, ia de aici, că nu mai. Am înghețat azi de dimineață, a fost mult mai frig. Acum am mai ieșit o rază de soare. Să vedem. Mai e o oră. 11:10. Vedem. Mi-a dat adinea ora de... A tras mai frumos. A tras pe lângă. Asta-i farbe cu pescuituri, mai și ratați. Și aia ratați, cum am spus de multe ori, cu ghilimelele de rigoare, sunt cei mai mari. Am scăpat monștri, ce prind așa. Dar ce bucăți am scăpat, glumesc atât de mult. Hai că m-a bătut vântul, m-am înghețat, am făcut de toate. Oh. Am luat bucăți frumoase. Da, s-a terminat, vă arăt imediat peștele. Este ora, cum am 12:10. Trebuie repede să ajung așa ca să mă odihnesc. Acestea sunt pești. Ca întotdeauna, super partidă. Ho, nu vrea să stea. În fine. Stai, mă! Că nu vor. Cam asta a fost. O zi frumoasă vă doresc. Numai bine. Dar nu vreau.